Pacea Domnului Iisus. Domnul să ne binecuvinteze pe toți în casa Lui. Lăudați să fie Domnul. Spuneți amin din toată inima. Lăudați să fie Domnul. Nu este iscusința noastră nici faptul că poate ne-a culcat mai târziu sau mai devreme și ne-am trezit în pace și liniște. Este harul și mila lui Dumnezeu față de noi în această dimineață. Domnul să ne binecuvinteze. Mai așteptăm puțin până când ne mai găsim loc, pe unde mai apucăm, unde mai prindem. Avem motive în plus să ne rugăm pentru localul bisericii și spunem ca Domnul să își facă lucrarea în continuare, așa cum El știe că este mai bine pentru noi. Dacă cineva are nevoie de traducere, din limba română în limba germană, fratele Horst este acolo, poate să vă mâine o cască se transmite prin func. Dacă cineva mai are nevoie de traducere, luați legătura cu frații de la Mixer și vă pot ajuta. Haideți să stăm ridicați. Consider că ori de câte ori venim în casa Lui, motivele noastre sunt împărțite. Atitudinea noastră ar trebui să fie una singură. Să avem o atitudine de închinare. Amin. O atitudine de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu. David compune un psalm, psalmul 19, și se uită în natură, se uită la cer. Se uită la soare, la luminătorii zile, la luminătorii nopții și spun, toate spun slava lui Dumnezeu. Și asta știți cum? Fără grai, fără gură. Și acum, cu cât mai mult, noi cei care avem voce, mai tare sau mai încet, mai melodioasă sau mai puțin melodioasă, nu prea contează asta. Credeți că se merită să ne deschidem gura în această dimineață, să lăudăm din toată inima? Lăudați să fie Domnul! Cerurile spun slava lui Dumnezeu, psalmul 19, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește altea acest lucru, o noapte dă de știre altea despre El. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri El a întins un cor soarelui și soarele, ca o mire care iese din odaia Lui de nunte, se aruncă în drumul Lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își sprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura Lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Recunoaștem că nu știm nimic în această dimineață. Dacă El nu ne vorbește, putem să spunem noi oricât am putea să spunem. Nu știm nimic. Dar atâta timp cât avem cuvântul și cuvântul este binecuvântat, ne rugăm în această zi ca El să fie și să rămână binecuvântat în inimile noastre. Amin. Domnul să fie lăudat. Haideți pentru început să ne deschidem gura, vocile noastre și din toată inima să mulțumim Domnului că suntem aici în casa Lui. Iar apoi intrăm în închinare și spune ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.
Lumea spate o voi lăsa.
La un moment dat e întâmpinat de ucenici, se întorc ucenicii și zic: Doamne, până și dracii ne sunt supuși, în Luca capitolul 10, versetul 17. Poate noi ne bucurăm pentru multe lucruri, știu eu, realizări poate materiale sau spirituale, dar mai mult decât un serviciu bun, dacă l-ai sau dacă nu l-ai, ai un motiv să fii bucuros și am un motiv să fiu bucuros. Mai mult decât o casă, dacă o ai sau nu ai, ai un motiv sigur de bucurie. Că Domnul Iisus zice: totuși nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Amen. Motiv de bucurie oricând. Deci un motiv de bucurie. Și astăzi Dumnezeu ne îndeamnă pe noi, prin cuvânt, să ne bucurăm. Să ne bucurăm în Domnul. Nu știu pentru ce te-ai bucurat ieri. Nici nu mă interesează. Eu ieri m-am bucurat în Domnul și am mulțumit. Și cred, poate, și tu, nu știu. Dar azi e un motiv de mulțumire. Ai un motiv de mulțumire, sigur, chiar dacă lucrurile tale merg pe dos. Eu spun un lucru, crede-te în Domnul, bucură-te, pune-ți încrederea în El și El va lucra. Pentru că nimeni nu va fi dat de rușine dacă se încrede în Dumnezeu. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne îndeamnă prin Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos însăși, și mai departe Iisus se bucura în Duhul Sfânt în momentele alea. Pentru că lucrurile
astea minunate au fost ascunse de înțelepții lumii, nu le-au fost descoperite pricepuților lumii, ci au fost descoperite pruncilor, zice mai departe. Și noi facem parte din aceștia. Mărit să fie Domnul. Amen. Eu m-am bucurat și alaltă ieri. Și vineri seara meditam la cuvintele astea și Domnul m-a cercetat, mărire Domnului. Și am mulțumit din toată inima și m-am bucurat în Domnul. Și vă invit și pe dumneavoastră să ne bucurăm în Domnul. Și cine nu are numele scris în cartea vieții în ceruri, sau nu are siguranța, astăzi poate prin credință să aibă siguranța mântuirii. Slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Cei care au siguranța mântuirii și numele scris în cartea vieții în ceruri, să ne bucurăm în Domnul. Pentru că Domnul merită, e mila Lui, harul Lui pentru noi, e bunătatea Lui, noi nu meritam nimic decât moartea osânda veșnică. Dar prin mila și bunătatea Lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos suntem mântuiți. Și vrem să ne bucurăm în această zi. Vrem să fim plini de bucurie. E o zi de bucurie astăzi. S-au hotărât oameni pentru Dumnezeu, ca să-L urmeze pe Dumnezeu. Vrem să fim bucuroși alături de ei, că ei vor face parte cu noi în Împărăția Lui Dumnezeu. Har peste har ne-a dat Dumnezeu. Har peste har și milă peste milă au avut față de noi. Nu meritam niciunul dintre noi, ci mila Lui Dumnezeu și bunătatea Lui față de noi. De aceea să ne bucurăm în Domnul, să-I mulțumim. Dar mai mult să ne bucurăm, poate nu ca David, cum s-a bucurat, un pic exagerat, dar ar fi bine să ne bucurăm în Domnul, prin Duhul Sfânt. Domnul să ne binecuvinteze. În această privință, ne rugăm așa cum stăm în picioare și mulțumim Domnul și ne bucurăm în Domnul prin Duhul Sfânt. Sunt de el.
Iubește încă, amin? Slăvit să fie împăratul care și-a arătat încă o dată dragostea față de noi, nu-i așa? Cine poate să spună că este aici, că El merită? Cine poate să spună că ar putea să trăiască fără dragostea lui Dumnezeu și că El ar putea să fie aici fără să fie dependent de această dragoste? Poate cineva să spună lucrul acesta? Eu nu pot să spun. Săteam, ieri am avut o zi mai mult cu fetița mea și către seara așa mi-a spus niște lucruri. Și uitați-vă și dumneavoastră, ea are 4 ani. Uitați-vă ce vârstă aveți în Hristos. Puteți măcar să spuneți ca ea. În timp ce mă jucam cu ea, spunea așa: tati, tu știi că noi suntem copii, încerc să spun cuvintele ei. Și Domnul Iisus se bucură când noi ne înțelegem bine, ne jucăm și ne iubim. Iar atunci când ne certăm și ne supărăm și ne batem, diavolul se râde. Însă, spunea ea, Domnul Iisus este mai mare și diavolul este mic. Poți să crezi lucrul acesta? Că Iisus Hristos este mai mare? Amin. Și diavolul este mic? Credeți că El a fost înfrânt? Amin. Vreau să facem o rugăciune și să vă îndrept privirile cu câteva gânduri, aducând aminte de duminica trecută, mesajul pe care l-a avut fratele Nicu, în care spune așa: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuia să fie înălțat și Fiul omului. Și de ce? Ca oricine se uita la șarpe, era vindecat. Nu trebuia să facă nimic altceva. Și uitați-vă cât de aproape a adus Domnul spiritualul cu omenescul, cu pământescul. Ca să vă imaginați ce se întâmpla atunci. Poporul Israel era mușcat de șerpi, pentru că nu a ascultat de Domnul. Domnul ar trimis niște șerpi înfocați și erau mușcați de șerpi și trebuiau să moară și mureau pe capete. Și Moise a zis: Doamne, ce să fac? Pune un șarpe, atârnă pe o prăjină și oricine este mușcat de șarpe să se uite acolo. Și uitați ce se întâmplă. Imaginați-vă. Trupește, era mușcat de șarpe, nu-i așa? Veninul începea să-și facă lucrarea în corpul tău, nu este așa? Și ajungea numai o privire să te uiți la șarpe, parcă este paradox. Uitați-vă săptămâna care a trecut, sau la viața dumneavoastră. Păcatul te mușcă de multe ori, nu? Veninul începe să-și facă efectul în viața ta. Dezamăgirea, rușinea, nu-ți mai vine să te mai rogi, nu mai îți vine parcă să stai înaintea Domnului, nu mai știi cum să vii înaintea Lui, că te simți mizerabil și venirul acesta începe să lucreze în viața ta. Însă, ajunge doar o singură privire. Așa cum șarpele a fost înălțat, așa Domnul Iisus Hristos a fost înălțat. Și astăzi Iisus Hristos este înălțat și ajunge doar să te uiți la El. Și uitați ce se întâmplă când te uiți la El. În Psalmul 34 și cu aceste cuvinte mergem înaintea Domnului. Psalmul 34 cu versetul 5, cuvântul Domnului este așa: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Aleluia. Și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile, eu mă uit la voi. Când îți întorci privirile spre El, te umpli de bucurie. Ajunge, amin? Amin.
Când îți întorci privirea spre El, te umpli de bucurie și nu ți se mai umple fața de rușine. Haideți în această dimineață să ne uităm la Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos. Amin? Amin. Ne uităm cu rugăciune, ne uităm cu mărturie, cu mărturisire. Amin? Ne uităm cu împlinirea cuvântului, ascultarea cuvântului, ne uităm prin cântare, ne uităm cu tot ceea ce facem. Amin? Amin. Acești oameni mărturisesc că Iisus Hristos a murit și a înviat. A făcut și eu un legământ. Și astăzi l-am reînnoit. Haideți și dumneavoastră, și dumneavoastră care sunteți aici, cu siguranță v-ați reînnoit acest legământ. Ca să nu erați aici. Și astăzi a spus, vreau să laud pe Domnul. Nu te uita la mușcătură. Nu te uita la veninul. Nu lăsa să-ți umple fața de rușine. Ci lasă-te să te uiți la Domnul Iisus Hristos și ajunge să te umpli de bucurie. Amin? Haideți cu toții să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și ajunge. Haideți să ne uităm la Domnul Iisus Hristos cu cântare, cu rugăciune, cu mărturisire, cu tot ce avem înaintea Domnului. Amin? Amin. Îți mulțumim, Doamne. Ne uităm la El. Să-ți simt prezența ta.
slăvit să fie Domnul. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Nu știu dacă am cântat ceea ce am cântat din inimă și cu credință. Dacă ne este dor de El. Dar eu știu că Lui ne este dor de noi. Lăudat să fie numele Lui. Pentru că a spus ucenicilor în noaptea cinei, am dorit mult, am dorit mult să stau la masă cu voi și să mănânc pâinea aceasta și să beau din ochiul viței. Și vă spun că n-am să mai mănânc și să mai beau până când? Până când o să sărbesc din nou cu voi, să sărbătoresc cu voi nou în împărăția cerurilor. Lăudat să fie Domnul! Până atunci, să cântăm Maranata, aleluia! Domnul Slavii mare veni, cuvântul cel sfânt se va împlini. Noi toți părțim om al vieții Duhul, îți spun să fii gata că nu mai e mult. Să cântăm Maranata, vino Doamne cât mai curând. Să cântăm Maranata, până când vom pleca de pe pământ. Să cântăm să mulțumim pentru timpul de închinare și în final rugăciunii sora Angela și fratele Romulus să mulțumească Domnului. Amin, amin, amin.
Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului că și vremea ține cu noi. Ar fi fost foarte cald dacă era mai cald afară, dar mulțumim Domnului că putem să stăm, chiar dacă mai este din cauza spațiului, problema, oricum. Mulțumim Domnului că până aici ne-a ajutat. Lăudați să fie numele Lui. Am aici mai multe puncte și vreau să le iau la rând ca să nu scap ceva. Toți acei care sunteți pentru prima dată în mijlocul nostru, fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Frați musafiri, frați oaspeți, invitați, care ați venit, știm că astăzi este sărbătoarea la Betel München, ați vrut să fiți alături de cei care încheie legământ cu Domnul în apa botezului în ziua de astăzi și alături de biserică, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Lăudați să fie Domnul. Păstorul Bisericii din Stuttgart, care am dorit mult să fie împreună cu noi, fratele Daniel Ghiț, Domnul să-l binecuvinteze, te rog să te ridici. Domnul să te binecuvinteze. Lăudați să fie Domnul pentru că El organizează lucrurile, Domnul, și le pune la punct pentru că El știe de ce avem noi trebuință. Lăudați să fie Domnul. Împreună cu fratele Dan Ghiț, este însoțit și de sora Ica Poinar, soțul meu vostru. Da. Domnul să-l binecuvinteze. Dacă vreți să-l ridicați, sora Ica va ruga pe Domnul cântă și vedem că grupa este formată deja de la Stuttgart, de slujire și să rămâneți în continuare așa. Lăudați să fie Domnul, fratele Pavel, la fel care recită, Domnul să-l binecuvinteze de la Stuttgart. Am fost de câteva ori acolo și este o biserică vie, o biserică dinamică, o biserică în care ne-am bucurat și mulțumim că au răspuns invitației noastră. Domnul să vă binecuvinteze. Salutul bisericii noastre este Iuda, versetul 2. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Lăudați să fie Domnul. Dacă mai sunt fraților care sunt pentru prima dată în mijlocul nostru, părinții fratelui Daniel, Daniel care se botează, Daniel grec, care se botează astăzi, sunt acolo în spate, Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că sunteți alături de băiatul dumneavoastră. Ne rugăm pentru el ca Domnul să îl țină tare. Amin. 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 Părinții lui Jennifer, la fel, sunt aici. Amin. Domnul să vină să vină. Lăudați să fie Domnul. Câteva cuvinte despre cei care se botează astăzi. Când am anunțat în biserică că deschidem o listă și începem pregătirea pentru botez, au fost atunci, știți cum este, la început, așa, hai, mulți. Și au fost mai mulți, dar se pare că pe traseu s-au mai răzgândit sau, știu, au mai rămas. Ne rugăm pentru ei, să știți că sămânța aruncată nu se întoarce fără rod. Știți ce trebuie să facem noi doi? Unul seamănă și celălalt udă. Și cine face să crească? Domnul. Lăudați să fie Domnul. Amin, amin. Și când am prezentat lista, s-au înscris mai mulți atunci, le-am luat numele de telefon, contact și așa mai departe. La scurt timp, stăteam pe cauci, așa în sufragerie, întins, eram obosit și venise Jennifer la mine și îmi spune, tati, vreau să zic ceva. Avea emoții, mă gândeam, ce-o putut oare? Spune, vreau să mă botez. Vreau să încheie legământ cu Domnul. Ne-am bucurat amândoi ca și părinți. Este o bucurie pentru părinți să vadă că darul lui Dumnezeu pentru noi, ca și copii, se hotărăsc să slujească pe Domnul, să rămână credincioși. Ne rugăm pentru toți acei care, copiii noștri, copiii dumneavoastră, care au fost cândva în biserică, au încheiat un legământ cu Domnul. Și șarpele cel vechi despre care vorbea fratele Hans la timpul de închinare, i-a mușcat și au rămas înveninați. Ne rugăm pentru ei ca Domnul să le întoarcă privirea prin credință spre El și jertfa de la Golgota să le amintească tot timpul că Isaia 53 spune că în rănile Lui suntem tămăduiți. Singurul antibiotic sau să spun singurul medicament pentru mușcarea de șarpe este jertfa de la Golgota. Rănile Domnului Iisus Hristos care mai are încă putere sângele Lui și în ziua de astăzi. Lăudați să fie Domnul!
Domnul să ne binecuvinteze, așa a fost cu Jennifer, Flavia, care stă alături de ea, este fata soarei Mariana din Vulcan, Domnul să o binecuvinteze și pe ea. A fost anul trecut de Revelion, într-o perioadă mai scurtă, aici împreună cu părinții ei, la noi în biserică, și ea așa a decis să se boteze la noi în biserică. Am luat legătura cu păstorul bisericii de acolo, fratele Filip, și el, să mă înțelegeți, mi-a dat lumină verde. A zis, da, și eu aș boteza-o, este pregătită. Domnul să o binecuvinteze și pe ea. Fratele Daniel, într-o vineri seara, nu eram mult, să știți, eram puțin la biserică, fratele Daniel Grec, într-o vineri seara, m-a luat deoparte și a zis, vreau să închei legământ cu Domnul. Am stat de vorbă cu el puțin, serviciul lui este de așa natură încât duminica lucrează și astăzi mulțumim Domnului că a primit liber. Lăuda să fie Domnul, ne rugăm pentru serviciul tău, ca Domnul să-ți dea un serviciu adecvat, să poți să vii la biserică, vineri, seara și duminică, și Domnul să se îndure de tine. Amin. Să facă să lumineze fața lui peste tine, să-ți dea pacea. Lăuda să fie Domnul. Mi-a spus atunci și a rămas statornic, frații de acolo, de la Skyline Park, care îl cunoaște, fratele Carol și ceilalți s-au ocupat, într-o oarecare măsură mi-au zis și da, l-am văzut perseverent și dornic și bucuria spune lucrul ăsta de pe față că este pregătit să încheie legământul cu Domnul. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Facea fratele Adrian Ionel, Domnul să-l binecuvinteze. A fost hotărât și s-a decis pentru Domnul când Domnul mi-a pus pe inimă să facă o chemare atunci în biserică, cei care vă mai aduceți aminte. Și stătea undeva în spate acolo, rețin, și-a ridicat mâna, s-a ridicat sus și a zis, vreau să vă botez. Lăudat să fie Domnul. Domnul să-l binecuvinteze pe el, familia, soția și copiii. Domnul să-l binecuvinteze. După aceea fratele Răzvan, să zic așa, a prins ultimul tren. Tot așa îi spunea fratelui Romulus, frate Romulus, vreau să spun ceva. Și Romulus l-a întrebat direct, vrei să te botezi? Da. Domnul să-l binecuvinteze. Ar fi dorit să fie și părinții lui alături de el astăzi, dar o să-i trimiți mai târziu un DVD ca să vadă și să se bucure împreună cu noi toți și cu voi. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Să rămâneți în continuare statornici și să slujiți pe Domnul cu bucurie. Lăudați să fie Domnul. Amin. 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 La fel, grupa din Lanțut, grupa de tineri, o parte din grupa de tineri de acolo sunt prezenți aici. Domnul să-l binecuvinteze. Haideți înainte ca cum se iau acum, înainte ca sora Ica de la Stuttgart să laude pe Domnul cu o cântare. Fratele Cristi din Cărpiniș, județul Timiș, este cumnatul fratelui David. A venit de vreo câteva zile în vizită și vrem să aducă un scurt salut din partea bisericii de acolo, unde el slujește și spune că Domnul să-l binecuvinteze, iar apoi sora Ica va lauda pe Domnul cu o cântare. Amin. Binecuvântat și glorificat să fie numele Domnului, a Dumnezeului care a avut milă de noi acolo și de dumneavoastră aici, să fie toată slava, să fie toată gloria. El e împăratul care ne-a purtat în carul lui de biruință, care a avut milă de slăbiciunile noastre, care ne-a cunoscut mai bine decât ne-am cunoscut noi, decât ne-au cunoscut părinții noștri, care au proiectat pentru noi un destin și un final. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa este, suntem în vizită la dumneavoastră pentru o scurtă perioadă și vă aduc salutul bisericii din Cărpiniș, lângă Timișoara, 24 de kilometri, harul și pacea Domnului, acolo unde frații ne-au așezat, acolo unde Domnul ne-a așezat împreună cu soția să-i slujim Domnului, pe noi ne-a așezat acolo, da? Pe dumneavoastră v-a așezat aici, e un proiect mare al lui Dumnezeu, e o lucrare mare pe care El vrea să o facă cu noi, cu fiecare dintre noi. Despre împărăteasa Estera spunea că, când vorbea Mardoheu, spunea despre ea că, da, pentru vreme ca aceasta te-a avut Dumnezeu în vedere. Pentru vreme ca aceasta te-a ridicat Dumnezeu și te-a făcut împărăteasă. Pentru vreme ca aceasta ți-a purtat Dumnezeu de grijă. Dar avea și o misiune împărăteasa. Da? Trebuia să meargă pe linia trasată de Dumnezeu. De multe ori nu e ușor să mergi pe linia trasată de Dumnezeu. De multe ori implică din firescul acesta, vorbeau frații, da, despre faptul că trebuie să ne uităm la șarpele, da? Care era, da, Israelul, care trebuia să privească la el, că era înălțat acolo în pustie. Și atunci când priveau la el, se vindecau. A fost o vreme când Hristos vorbea despre o altă înălțare a Fiului Omului,
atunci când s-a înălțat ca mare preot între cer și pământ, atunci când acolo prin dealul Golgotei a oprimit nemurirea, a oprimit tronul acolo de sus, a primit binecuvântarea din partea Tatălui ca să mijlocească între noi și Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și noi am privit la El. Și noi am primit din partea Lui eliberare. Și noi am primit din partea Lui iertare. Am primit ridicare. Ne-a ascultat la vreme de nevoi. Ne-a ridicat din problemele noastre. Vorbeam și spuneam de faptul că pentru o vreme ca aceea, împărăteasa era pus acolo ca să scape poporul lui Israel și pe noi, fraților, ne-a pus Dumnezeu aici. Să nu uităm că a avut Dumnezeu și un mandat firesc, o parte a binecuvântării, dar are Dumnezeu și un mandat duhovnicesc. Are Dumnezeu un mandat, are Dumnezeu o lucrare. Nu știu unde te-a așezat exact, dar știu că Dumnezeu vizează vecinii dumneavoastră. Știu că Dumnezeu vizează locul de muncă, dar să duceți o lumină, să fiți un cuvânt acolo. Dar știu că Dumnezeu a vizat. Eram în Italia și lucram acolo într-un spital și era acolo o doamnă bolnavă de 5 ani pe pat. Și am mers și i-am vestit acolo Evanghelia. Era o lucrare pe care Dumnezeu a început-o acolo. Și vreau să vă spun, frați și surori, că Dumnezeu avea în vedere pe ea ca să trimită acolo un copil al lui să-i vorbească de Dumnezeu, ca să primească mântuirea, frați și surori. Nu știu pe cine are în vedere Dumnezeu aici. Dar nu știu pentru cine vrea să primească mântuirea. Dar trebuie să rămânem la dispoziția Lui. Amin. Trebuie să rămânem la călăuzirea Lui, frate și surori. Noi suntem oameni fizici, dar avem o undă. Avem o lucrare care trebuie să o recepționăm de acolo din slavă. Unda prin care se transmite Duhul Sfânt. Trebuie să locuiască noi, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Trebuie să avem ca scop umplerea cu Duhul Sfânt, să știți. Trebuie să avem ca scop să ieșim din partea aceasta fizică. Diavolul dintotdeauna are o parte fizică, să știți. El e tare mulțumit când reușește să îngrădească o lucrare, să o pună acolo niște parametri, să o așeze acolo la niște cote, dar Duhul Sfânt vine să ne scoată din normal, vine să ne scoată din obișnuit. Dar știți când? În momentul în care acceptăm provocarea, în momentul în care ne punem la dispoziția Lui, nu cum vrem noi, cum vrea El, nu ce vrem noi, ce vrea El. Da? Nu lucrurile acestea, vedeți, noi îl contactăm. De multe ori avem un dacă mare care îl spunem. Dar am vrea să ne depărtăm de acel dacă, spunea Habacuc, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, chiar dacă nu își va mai da rodul câmpul. Nu știu dacă și noi totdeauna suntem așa la dispoziția lui Dumnezeu. Nu știu dacă și noi putem de fiecare dată să spunem așa. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze. Să înțelegem că destinația noastră nu e aici, e acolo în cerul lui Dumnezeu. Să înțelegem că trebuie să rămânem liberi. Să înțelegem că trebuie să ridicăm mâini curate, că trebuie să avem un cuget care stă la dispoziția lui Dumnezeu, care primește comandă de la stăpânul, binecuvântat să fie numele Lui. De ce? Ca Dumnezeu să-și facă scopul, ca Dumnezeu să-și împlinească proiecția care a avut-o pentru dumneavoastră și pentru noi, pentru fiecare dintre noi, frați și surori. Dumnezeu face lucruri frumoase la vremea lor. Să fim gata să acceptăm provocarea. De multe ori, vedeți dumneavoastră, vine... Eu știu, ne-am făcut așa un cerc al siguranței. Avem un tablou pe care îl așezăm acolo pe perete și în baza acelui tablou noi am trasat deja schița de lucrare. Noi cam știm cum vrem Dumnezeu să se atingă, cam cum am vrea Dumnezeu să lucreze. Dar în dreptul meu și în viața mea vreau să vă spun că Dumnezeu de fiecare dată m-a surprins. Niciodată planul și lucrarea lui Dumnezeu nu a respectat tabloul care l-am avut. Nu respectați schița, știți de ce? Că Dumnezeu e infinit. Că Dumnezeu vrea să ne prisuim pe El. Dumnezeu vrea să așteptăm în fiecare zi pâinea de la El. Noi ca oameni am vrea de fiecare dată să avem rezerve, să primim o independență, dar noi fără El, dar așa cum Israel avea nevoie, deci în momente grele, da? În momente grele, când banii s-au terminat, când toate lucrurile au plecat, dar știți de ce? Că încercarea credinței noastre, mult mai scumpă decât aurul curat. Există o încercare a credinței. Noi suntem, da, nu suntem priviți plăcuți atunci când avem noi trase semnalele de siguranță. Suntem plăcuți atunci când trăim prin credință. Suntem plăcuți atunci când nu privim spre nimic din lumea aceasta ca o siguranță. Nu privim nimic din lumea aceasta ca un refugiu. Chiar dacă s-ar întâmpla, eu știu ce calamitate pe pământul acesta. Eu am siguranță, am un buncăr atomic. Eu știu, am siguranță, am conturi, am siguranță, m-am refugiat în confortul și în alte lucruri. Frați și surori,
Noi suntem dependenți de Dumnezeu. Atâta timp cât acceptăm scopul lui Dumnezeu, noi suntem binecuvântați de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Binecuvântarea aceasta se leagă de țara de dincolo, să știți. E adevărat, Dumnezeu ne ascultă, ne dă hrană, ne dă pâine, toate lucrurile ni le dă. Dar proiecția noastră e pentru țara. Suntem străini și călători. Să avem grijă să fim gata cu bagajele, ca la comanda stăpânului să putem, da, să urcăm acolo, în trenul mântuirii. Să putem, da, la comanda stăpânului să lăsăm tot. Putem să ne verificăm. Putem să ne cercetăm. Putem să vedem. Moise a mers 40 de ani. Da? A avut o limită, Moise, cât a mers. 40 de ani. Nu, nici mai mult, nici mai puțin. Dar într-o zi, după cei 40 de ani, sătul de toată rutina, sătul de tot peisajul care l-a văzut în fiecare zi și în fiecare zi l-a văzut. Într-o zi a trecut dincolo. Într-o zi a trecut dincolo de granița aceasta și s-a întâlnit cu un rug. Binecuvântat să fie numele Domnului. Într-o zi și Petru a coborât din barcă și s-a întâlnit, da, cu un mântuitor care la porunca lui mergea pe ape. Într-o zi și patru slăbănogi au adus acolo, patru prieteni au adus un slăbănog acolo. S-au întâmplat lucruri mari. Frații și surori, să nu trăim în obișnuit, să trăim dincolo. Amin. Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.
avem atâtea de alina și atâtea lacrimi să deșteți. E așa durmată marea de păcat și atâtea rătăcire în univers. Iisuse, viața sa noastră ai aprins pământul întreg și iadul ai învins în urma ta. Învinge vom și noi de-aproape judecat la zilei de apoi. Iisuse, viața noastră ai aprins pământul întreg și iadul ai învins în urma ta. Învinge vom și noi de-aproape judecat la zilei de Thank you.
Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Poezia pe care vreau să o recit se intitulează Cele 7 bătălii de pe Golgota. Să cânte strunele încordate, fanfarele să sune greu, din piepturile înflăcărate ai fiilor lui Dumnezeu, să sune în inimi neîntrupate cu o slavă fără de hotar, acele 7 grele lupte ce-a înfrânt infernul pe calvar. Era o zi de mult sortită, de mult vestită prin profeți, urcând pe coasta înzorită prin tufe și ciulini răsleți, trecea o ceată plângătoare printre pietroaie și butuci, dar printre străjile călare treceau 3 oameni cu 3 cruci, 3 osândiți spre 3 morminte, dar fiecare cu un destin, și sângele curgea fierbinte, cel omenesc și cel divin, și în frunte ce trecea norodul și colbul se urca în vânt, colo într-o vale voievodul ce cuserise acest pământ, Satan își aduna armata. Veneau oștiri din Canaan, de la Gadara și Gabata, din Berșeba până la Dan, din nori nechezări stridente, din munți, din fluvii fără vad. Veneau mereu din continente, din foc, din moarte și din iad. Cu spaimă se adunau grămadă, urlau și clănțăneau din dinți, de-ar fi putut un om să-i vadă, pe loc și-ar fi ieșit din minți. Și atunci, din vatra cea adâncă ieși pe o gură de vulcan și se înălță pe vârf de stâncă temutul comandant, Satan. Destul urla apoi năpraznic, făpturi mișei, făpturi de rând, fricoși, un om vă pare atât de groaznic, doar nu somnie de Hristoși. V-ați dat de gol când la Gadara ați năvălit în mii de porci, tu iad îți lași din mână țara, armată, unde te întorci? Întind al beznelor aripă și numele cel port ordon, porniți năvalnic și într-o clipă din locul morții fără zvon, aduceți lanțurile toate ce leagă în șeol pe sfinți, poveri de înfrângeri și păcate, cătușe de năsăbuiți, și apoi în zbor cu mine în frunte deasupra crucii lui Iisus, din lanțuri vom zidi un munte sub care va cădea răpus. Și iată-l, ca într-o grea năpastă, sub bice de ostași răsleți, Iisus urca pe vârf de coastă, prin tufe de ciulini răsleți, și mulți îl urmăreau cu spaimă, văzându-l tot mai copleșit. Dar dintr-o dată, fără alarmă, sub crucea grea s-a prăbușit. Mergea un vuiet prin mulțime, Iisus cel drag a fost înfrânt, și îngerii din înălțime priveau cu spaimă spre pământ. Dar iată, muntele de lanțuri pe care gloata nu-l zări, se prăbuși pe drum prin șanțuri și în pulbere se prefăcu. Satan zărea uimit cum piere, la gură ghearele și-a dus, căci nu știuse ce putere era în jertfa lui Iisus. Mărire cântă în slavă bolta, iar iadul geme sub călcâi, e prima luptă pe Golgota și biruința cea din tâi. Pe culme se citi sentința, Iisus desăvârșitul miel primea în pace suferința și un ostaș sta lângă el. În vale se vedea orașul, pe culme turmă fără grai, ești osândit, vorbi ostașul, dezbracă-te de tot ce ai, dezbracă-te, ce grea poruncă, vii tu din slavă, ești Hristos, ca om, tot ce ai primit, aruncă și fii mai jos ca cel de jos, ești luptător și ți se cere să-ți fie mijlocul încins, tu scoate brâul în tăcere. Și fii acum ca un învins, ești preot, iadul știe frica și ai o jertfă de împlinit. Tu scoate în liniște tuninca și fii tu însuți cel jertfit. Însă cămașa necusută, lucrată dintr-un singur fir, cu atâtea lucruri e țesută, cu strop de lacrimi și de mir. Cămașa tainică de mire, cea nelucrată din bucăți, simbolul de neprihănire și semnul sfintei judecăți, cu greu cămașa se desprinde și de pe rânci au sângerat și de gândul ce-o cuprinde se întârzie înduioșat. Iisus simțea în partea dreaptă o umbră ce-o simțea de mult și auzind în ureche o șoaptă, oprește-te, ai dat prea mult.
Vrăjmașii lovise pieptul cu pumnul magicului glas. Cum așa să nu dai? Ai dreptul, e tot ce în lume ți-a rămas. Nu-i tot. Și în vremea de răscruce porni cu pași domoli și rari. Hristos se așeză pe cruce, să dea și cel din urmă dar. Pământ din tot cuprinsul zării, priviți acum spre Salvator, căci bătălia dezbrăcării s-a dat ca pildă tuturor. Privesc la culme peste veacuri, la cel înfrânt sângerat și crunt, în fața dragostei supreme ce psalmi se înalță un pumn de lut. Cu strunele unei debore, cu trâmbița ce sfarmă zid, dar unde-i pana unui core și unde-i harfa lui David? Iisus, culcat pe lemnul soare, privește acum la cerul blând, cu un lung de largă apărare a unui vinovat pământ. Ca două turturele frânte ce așteaptă haitele de câini, cu degetele blând răsfrânte stăteau pe cruce două mâini și aceste mâini sunt mâinile ce până ieri au șters pe atâtea fețe arse, atâtea lacrimi și dureri. Sunt mâinile ce pe copil au ridicat-o din sicriu, sunt mâinile ce au stat cu milă pe rând de lepră în pustiu și către aceste mâini întoarse pe lemnul dur întinse drept, doi negri pumni zvârlind se îndreaptă spre marea luptă piept în piept, Satan în ultima instanță purtând coroana de catran și o nouă luptă se încinse, boc, boc. Sâșnește cel din tâi zvor, dar cade strașnic acum un al negrului cotropitor și bate iar boc, boc ciocanul, cad stropii roșii pe pământ, dar geme biruit titanul și șeptrul lui în colț s-a frânt. Boc, boc, ciocanul iarăși bate, Iisus plătește greu tribut, dar moartea, unghiile și roade și mișcă în țărnă Belzebut. Boc, boc, cu sfârșit de carne, Iisus a învins că ce-a iubit. Vrăjmașul a lovit în carne, dar el în duh l-a țintuit. Și iată patru mari zvoare ce-au curs din crucea lui Iisus, spre marea soarelui răsare, spre nord, spre sud și spre apus. Și patru fluvi de tărie, de dragoste, de cer, de har, a fost a patra bătălie și biruință pe calvar. Iisus, acum în rănea târnă, purtând tot greul legii vechi, dar lângă el, pe aceeași bârnă, e înfrânt vrăjmașul lumii întregi. Străvechiul șarpe de aramă se zvârcolește nevăzut, puterile îi se destramă și colțul morții a căzut. Se oprește o clipă și din nou spre să-i făcu un semn viclean și o nouă luptă se încinse. Vai, cum să înduri și să răzbești când dracii pun săgeți aprinse în gura celor ce iubești? Hei tu, profet al învierii, vorbi un preot cu orduri, purtând panglici vilacterii cu lungi versete din scripturi. Nu ești tu preotul cel mare, ce peste însuțile vitreci, coboară să zidești altare, să junghi tauri și berbeci? Nu ești tu Mesia din vecie, rânjește unul din tâlhari, nu scoli tu morții din sicrie, n-ai tu putere să dispari? Hei lume, iată-mă de râsut, tu, sfântul vremii de apoi, salvează-te pe tine însuți și mântuie-ne și pe noi. Prea mult Satan acum încearcă, nu vezi că suferi în zadar, nu-i nimeni să mai întoarcă pe acești dulăi cu ochi murdari. Mai bine să arunci văpaie, să arzi norod după norod, îți curge sângele și uroaie și nu se vede niciun rod. Și atunci, cu buza-i tremurândă, celălalt tâlhar vorbi cuvânt. Hei, tu, tovarăși de osândă, ce-am râs de solul celui sfânt, ce-am fost noi doi, ca un iad fierbinte, dar el, Iisus, e nepătat. O, Doamne, să-ți aduci de mine aminte în slavă când vei fi împărat. O, iată, primul rod, mărire, Iisus se întoarce cu blând grai și îi vorbește plin de fericire. Tu azi vei fi cu mine în rai. O, frați, când râsul și minciuna ne umple sufletul de amar, să ne gândim întotdeauna la cincea luptă pe calvar. Și iată, rând pe rând, mulțimea își aținteau privirile spre cer. Un or umbrise înălțimea, un fum călătorea stingher, ba nu, însă deodată în zări o neagră taină se auzi, cu o stranie întunecare, ca într-un amurg în plină zi, gigantele oștiri de duhuri în toiul luptei cel mai greu, se îngrămădise în văzduhuri între Hristos și Dumnezeu.
De sus să nu străbat o rază, de jos să nu se înalți un dor, și atunci din vatra cea adâncă, din răsărit până în apus, spărturi de mâini erau întinse, un vers unare spre Iisus. Ești osândit, striga mulțimea, de vina tuturor căzuți, și acum purtând nelegiuirea, de toate vinovat ești tu, tu porți și zâmbetul fățarnic și cugetul neînduplecat, zadarnic te mai rogi, zadarnic, ești vinovat, ești vinovat. Eli se aude în beznă, Eli la Maxabatan, străpuns în mâini, străpus în lesne, și fără tine cât voi fi, eu nu mai sunt decât un vierme privit cu silă și strivit, dar cum să uit că în slăve eterne tu m-ai creat și m-ai iubit. Acum păcatele-mi numeri și-mi torci privirea cu un fior, căci port în fața ta pe umeri vinovăția tuturor. Da, eu, Adam al învierii, te chem și strig îndurerat, de toată vina omenirii, stăpâne, da, sunt vinovat. O rază și-a adus cuvântul asupra umilitei cruci, se zguduie acum pământul, se sfarmă stâncile de munți, s-a despicat catapeteasma și locul tainic s-a deschis, alungă bezmele fantasma, se șterge umbra ca un vis. Din nou se luminează volta, aleargă demonii și pierd, așa se aluptă spre Golgota, am smuls zăvorul către cer. Și iată, cea din urmă luptă, tăcere ca într-un duc solemn, priviți pe cruce fața subtă și sângele închegat pe lemn, puterea cărnii e strivită. Dar dragostea și mila nu-i învinsă-i vipera cuprită și oastea în goli se pierdu, dar ultimul vărăjmaș veghează pe cal cu ochii pe oblân. Împrăștin fior de groază se scoală moartea din adânc, cu coasa în mâini ca pe o balanță pe nevăzutele poteci. Împrăștin fior de groază de a învinge dragostea pe veci, s-apropie din zări, se arată cu ochii adânci, cu chipul pal, se oprește o clipă și deodată înfinge pintenii în cal, o coasă spintecă văzduhul, Iisus privește acum spre zări. Ava, ce-i lut să moară! Însă Duhul încredințez în mâna ta și pleacă fruntea, se desprinde un ah din lumea ce a apus, dar de pe cruce se desprinde mai sclipitor un alt Iisus. Pe fruntea lui acum el poartă în locul crengilor de spini, ca semn al dragostei ce iartă, cununa veșnicei lumini, cununi în păr podoabe grele și crini pe obrazul înțelept. El ține în mână mii de stele și numele cel nou pe piept. E Domnul domnilor, mărire, e împărat peste împărați, a înfrânt vrășmașul prin iubire, e primul frate între frați. Și îl vei vedea în zori, Maria, primind și trupul sfânt în dar. A fost a șaptea bătălie și cea din urmă pe calvar. Iisus, iubire salvatoare, tu crucea tuturor ai dus, te-ai dezbrăcat de-a lumii stare și mâinile pe lemn le-ai pus și am fipt bat jocuri a toți colții, ai fost de tatăl despărțit, te-a înfiorat puterea morții, tu ai răbdat și ai iubit. Acum când râul vieții curge, tu fii cu noi în orice ungher, Satan nu ne mai poate smulge, iar moartea e un zbor spre cer. Să cânte strunele încordate, fanfarele să sune în plin, Iisus e salvator și frate, cu El vom fi în veci. Amin. Amin. Ce-a rămas pentru mine dintr-o
Să fie Domnul.
Nu te cunoșteam, tu m-ai chemat, cu dragoste m-ai ridicat. Prin jertfa ta, Iisus, am fost sfințit și haine noi mi-ai dăruit. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până în ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Părinte mare, har mi-ai dăruit ca să slujesc, Domn infinit. Eu doar un simplu rob neînsemnat, tu, Domn al vieții, împărat. Doamne, Iisus, mă dăruiesc, mireasma ta, s-o răspundesc, trăind mereu cu zela tău cuvânt, înainte, prin Duhul Sfânt. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta, și prigonite vor veni și încerca. Credincios să rămân până la sfârșit, până la sfârșit. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, dispoziția ta. Doamne, vreau să te
Slăviți să fie Domnul! Amin! Și tot ce e posibil ca să trecem peste ora 1, nu cred că este o problemă, nu e așa. Poate Domnul în fiecare duminică să sărbătorim așa ceva, să fie sărbătoare, să fie bucurie și să vină la pocăință, să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului cât mai mulți. Amin. Pentru că și asta este menirea bisericii. În primul rând, să-L glorifice pe Hristos, să slăbească pe Hristos și apoi mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice păptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, spune cuvântul Domnului, va fi osândit. Dar eu cred că nu faceți lucrul acesta de teama asta să nu fiți osândiți, ci faceți lucrul acesta de dragul lui Iisus. Amin. 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 Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Vrem să mai ascultăm o cântare, sora Ica, de la Stuttgart. Domnul să binecuvinteze. Apoi, tinerii de la Lanțut. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, vă rog să vă grupați și cântați și voi o cântare. În urmă, corul va lăuda pe nou cu cântarea, apoi vrem să ascultăm cuvântul Domnului în această zi. Domnul să binecuvinteze cuvântul lui în inimile noastre, rostit prin fratele Dan Ghiț. Lăudați să fie Domnul. Amin.
Începând cu versetul 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai. Dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit aceste lucruri, au rămas uimiți de tot și au zis: Cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Amin. Tatăl Ceresc, stăm în prezența slavei tale și îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul tău care e aici. Mulțumesc, Doamne, pentru Duhul tău care este la lucru și în această zi, Doamne. Mulțumesc, Doamne, pentru frați și surori care au venit aici să primească un cuvânt din partea Ta, să se închine înaintea Ta în Duh și în adevăr. Doamne, vorbește-ne, Doamne, vrem să luăm aminte. Doamne, mă pun la dispoziția Ta, Doamne, folosește-Te de mine. Doamne, nu sunt vrednic, mă smeresc, Doamne, și vreau, Doamne, ca Tu să fii înălțat în mijlocul bisericii Tale și toată gloria și slava să fie a Ta în veci de veci. Amin. Mă rog să ocupați locurile. Aș vrea să încep mesajul meu cu povestea lui Vali. Așa ca și cei mai mulți dintre voi, un tânăr a plecat de acasă din România în lume, dorind să trăiască mai bine, dorind să-și făurească un viitor, dorind să vadă lumea, să se bucure de tot ceea ce Dumnezeu a creat în lumea aceasta. Un tânăr care visa așa de mult, un tânăr care se gândea că într-o zi și-o a face o familie, că într-o zi și-o a cumpăra mașina pe care o visează, că într-o zi se va întoarce poate acasă în vizită și îi va vedea pe cei dragi. Aș vrea să vă spun că el a reușit să-și trăiască o parte din vis. A venit aici, a găsit un loc de muncă bun, a reușit să-și adune câțiva bănuți, să-și cumpere mașina pe care a visat-o, doar că într-o zi Dumnezeu i-a spus: Vali, viața ta e cât un lat de mână. Și latul de mână pentru Vali a însemnat 23 de ani. La 23 de ani, în mod brusc, Dumnezeu i-a curmat viața. Și Vali nu mai este printre noi. Am vorbit sâmbătă cu mama lui și probabil că acum se pregătesc să-l povoare în mormânt pe Vali. Am vorbit cu mama lui și spunea: fratele lui, când a venit, Ionuț, când a venit în Germania, a spus: Mama, punem și pantalonii albi, pentru că eu cred că mă voi duce acolo și vreau să mă botez împreună cu Vali. Vreau să fac un legământ cu Domnul. Dar tragedia este că nici Vali și nici Ionuț n-au mai ajuns să intre în apa botezului. Astăzi pentru voi aici este un har că sunteți îmbrăcați în haine albe și că Dumnezeu vă dă viață. Că Dumnezeu vă dă harul să spuneți un da cerului, pentru el a fost prea târziu. Așa se pot spune cu siguranță că Vali l-a primit pe Dumnezeu în inimă. Venea așa ca și mulți dintre voi în biserică.
ascultat cuvântul lui Dumnezeu. A fost cu noi la Trossingen în misiune. Dar unde este Val? Acum nu știu. Ceea ce știu este că viața lui s-a sfârșit. Și tu astăzi ești încă într-un loc în care auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este cel care lucrează. Și tu poți să spui da provocării cuvântului Dumnezeu. Să spui nu, nu mă interesează. Dragii mei, aș vrea să pot să vă vorbesc despre lucruri frumoase. Este unul dintre cele mai triste pasaje din cuvântul lui Dumnezeu, textul acesta. Deși vorbește despre un tânăr, despre un tânăr care avea succes, care avea bani, care avea faimă în societatea în care trăia, este unul dintre cele mai triste pasaje. Aș vrea să nu fie un mesaj trist pentru tine, pentru că ești în biserică și aș vrea să vă spun că sunteți bine, aș vrea să vă spun că ești ok, aș vrea să vă spun că mă bucur că biserica e plină. Și bine, că e așa. Dar aș vrea să știu oare cum ne vede Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb, oare cum ești înaintea lui Dumnezeu astăzi? Poți să fii în biserică și să fii departe de Dumnezeu. Poți să fii în biserică și inima ta să fie departe și să iubești păcatul și să trăiești în păcat și în fără de lege. Și să fii în biserică pentru că așa ai obișnuit, pentru că mama te-a dus în biserică de mie. Pentru că n-ai ce face duminica. Te duce și duminica la lucru, dar nu se lucrează la voi la firmă. Și atunci vii la biserică. Dragul meu, nu te juca cu Dumnezeu. Dumnezeu, vom vedea puțin mai târziu, este un Dumnezeu al dragostei. Dar este și un foc mistuitor. Un Dumnezeu drept. S-a apropiat de Iisus acest tânăr și l-a numit Învățătorule. Ce bine să fac ca să am viața veșnică? Interesant, un tânăr plin de succes, un tânăr interesat de viața veșnică. Ce-ți dorești mai mult? Mă gândesc că dacă aș fi fost eu acolo în locul Domnului Iisus, am zis, extraordinar, Doamne, am dat lovitura. Fii atent, un tânăr din familie bună, educat, bani grămadă, îl caută pe Dumnezeu, interesat de viața veșnică. Ce-ți dorești mai mult? Îl băgăm în comitet imediat. Dar Iisus Hristos ne-a gândit așa cum gândim noi, oamenii superficiali de multe ori. L-a întrebat, ce să fac ca să am viața veșnică? Și mulți dintre voi vă doriți viața veșnică. Așa cum am spus, cum să nu-ți dorești viața veșnică când viața asta e așa de scurtă și așa de plină de necazuri, când treci așa de iute? Cum să nu-ți dorești viața veșnică? Dar știi ce este viața veșnică? Aș vrea, în primul rând, să te asiguri în dimineața asta că știi ce înseamnă viața veșnică. Poate ești de mic în biserică și te gândești ce înseamnă viața veșnică? Am auzit atâtea predici. Să trăiești la nesfârșit cu Dumnezeu. Aș vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu de la Ioan. La Ioan, la capitolul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele, începând cu versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Citim cuvântul lui Dumnezeu de multe ori, dar citim în greu. Și poate unii știți versetul acesta pe de rost și vei spune, sigur că asta este, să mă cunoască Dumnezeu. Dar nu trebuie așa aici, dragii mei. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu, viața veșnică e aceasta, să te cunoască pe tine. Adică tu, dragul meu, Ion, Maria, Daniel, Jennifer, tu să-L cunoști pe Dumnezeu, pe singurul Dumnezeu adevărat și să-L cunoști pe Iisus Hristos. Poate nu-L cunoaște. Chiar îl cunoști pe Iisus Hristos? Ești sigur de lucrul acesta? Îl cunoști pe Iisus Hristos? Îl cunoști pe Dumnezeu? Dragul meu, a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a sta în prezența Lui, a sta de vorbă cu Dumnezeu, a lăsa ca Dumnezeu să vorbească în viața ta, a-L recunoaște ca și Dumnezeu în toate căile tale. Și eu pot să spun, dragii mei, eu îl cunosc pe Obama. Îl cunosc pe Obama. Dar nu mă ajută cu nimic dacă Obama nu mă cunoaște pe mine. Dacă el nu mărturisește despre mine, așa cum Dumnezeu mărturisea despre Avram, el este prietenul meu. Îmi doresc așa de mult să cunoașteți frumusețea aceasta a părtășiei cu Dumnezeu. Și
Dacă vom deschide din nou cuvântul lui Dumnezeu. În Coloseni, de la capitolul 1, Pavel scria celor din Colos și spunea următoarele lucruri. Eu nu încetez să mă rog pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți Lui în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Dragul meu, îl cunoști pe Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune că această cunoaștere a lui Dumnezeu înseamnă ai fi plăcuți. Vă rog să recitiți versetul 10. Să-i fim plăcuți lui în orice lucru. Îl cunoști pe Dumnezeu? Ești plăcut lui Dumnezeu în orice lucru? Spune Dumnezeu despre viața ta și despre faptele tale, este copilul meu. În fiecare lucru alege voia mea, alege să trăiască în adevăr, alege să trăiască în neprihănire. Și atunci, când se va întâmpla lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu promite ceva extraordinar. Veți fi întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice faptă bună. O cât îmi doresc să văd în biserica lui Dumnezeu oameni puternici, tineri puternici, oameni în vârstă puternici, plini de puterea lui Dumnezeu, care atunci când se ridică să aibă curajul să rostească un cuvânt din partea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să fie acolo și cel păcătos să cadă cu fața la pământ, să recunoască acolo este Dumnezeu. Dragii mei, nu vrem să vorbim de atâtea ori ca și eu în lucrul acesta, care este bun. Cuvântul lui Dumnezeu spune să vorbim despre lucrurile trecutului și ne amintim cu atâta plăcere despre lucrurile pe care le-am experimentat când eram tineri de acum și noi. Sau lucrurile pe care le-am experimentat părinții noștri spun, o, pe vremea lor, să vezi tu rugăciuni, să vezi cum lucra Dumnezeu, să vezi cum lucra Duhul Sfânt. Dar vreau să vă întreb, opriți-vă oameni buni și să vă întreb, oare nu mai este Dumnezeul meu? Nu mai este același care a fost Dumnezeul părinților mei? Oare Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac și Iacob nu mai este același Dumnezeu și astăzi? Cuvântul lui Dumnezeu spune că în El nu este umbră de mutare. În El nu este schimbare, El rămâne același. Problema este că ne-am schimbat noi, m-am schimbat eu. Problema este că nu mă mai rog, problema este că nu mai trăiesc în sfințenie, că nu mai trăiesc în adevăr. Și vreau viață veșnică. Asigură-te că știi ce înseamnă viață veșnică. Apoi, tânărul îl numește pe Domnul bunule învățător. Aș vrea să te întreb, cum îl numești pe Dumnezeu? Cum îi spui lui Dumnezeu? Vedeți că în lumea noastră și în biserică se predică atât de mult despre un Dumnezeu bun, un Dumnezeu al dragostei. Și Domnul Iisus Hristos se oprește în fața acestui tânăr și îl întreabă, pentru ce mă numești bun? De ce-i Dumnezeu bun? Și aș vrea să te întreb, dragul meu, dacă și tu ai spus lucrul acesta, că Dumnezeu e bun. Aș vrea să te întreb astăzi și să te gândești bine. De ce este Dumnezeu bun? De ce îl numești bun pe Dumnezeu? Pentru că îți dă viață? Pentru că îți dă pâine? Pentru că îți dă locul de muncă? Pentru că îți poartă de grijă? Pentru că încă mai trăiești? Ai viață? Sunt toate harul de la Dumnezeu. Dar pentru ce îl numești bun? Și îmi place așa de mult că Iisus Hristos spune unul singur este bun. Dumnezeu. Doar El este bun. Și Domnul Iisus Hristos continuă și spune la altă parte. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Dragul meu, dacă ai un fel de religiozitate, dacă te gândești că din când în când mai rostești și eu câte un Tatăl nostru și Dumnezeu e bun și s-a îndurat și de mine și mă pune și pe mine acolo în raiul Lui. Că, vedeți, noi oameni suntem toți mei.
suntem nevrednici. Cine poate să facă lucrurile pe care le cere Dumnezeu, să păzească poruncile, în afară de Dumnezeu ăsta, care el a avut încrederea că el le-a păzit pe toate. Și bucuros îi spune Domnului, Doamne, știi ceva? Eu poruncile astea toate le-am păzit din tinerețea mea. Și interesant că Domnul Iisus Hristos îi spune, stai jos, că nu știi ce vorbește. Pentru că am stat și m-am gândit, oare a păzit el într-adevăr aceste porunci, cu toate că nu erau toate cele 10 porunci, Domnul Iisus a luat o parte dintre ele, cele care se referă la relația noastră cu semenii noștri, și spune să nu prea curvești, probabil că n-a prea curvit, să nu furi, nu știu, să nu faci o mărturie mincinoasă. Dar haideți să ne oprim puțin înainte de a-L judeca pe tânăr. Haideți să ne oprim și să ne judecăm fiecare dintre noi. Să te judeci tu tânărule și tu tânără care stai aici. Să nu prea curvești. Probabil că vei spune, eu nu prea curvesc. Dar la ce te uiți? Ce văd ochii tăi? Care sunt gândurile? Care sunt poftele care te frământă? Domnul Iisus Hristos spunea, dacă te uiți la o femeie și o poftești în inima ta, ai prea curvit cu ea în inima ta. Sunt curate gândurile voastre, frați, tineri? Sunt curate gândurile voastre tinerilor? Apoi mergem mai departe cuvântul lui Dumnezeu și spune să nu faci o mărturie mincinoasă. Să spui întotdeauna adevărul. Să ai curajul să spui adevărul chiar și atunci când nu-i comod. Chiar și atunci când adevărul doare. Chiar și atunci când colegii tăi te vor exclude din cercul lor de prieteni. Să ai curaj să spui adevărul. Să ai curaj să spui, eu iubesc pe Dumnezeu. Eu sunt altfel. Eu am alte valori. Apoi să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, tinerilor. Cum stați la capitolul acesta? Vă cinstiți părinții? Sunt câteva dintre lucrurile pe care le amintește Domnul Iisus Hristos. Și apoi conclude să iubești pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Și tânărul spune, toate acestea le-am văzut. Le-am văzut în tinerețe mea. Și Domnul Iisus Hristos e uită la el. Se uită la el și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că l-a iubit. S-a uitat la tânărul acesta și l-a iubit. Am rămas pur și simplu când am citit expresia aceasta. Iisus l-a iubit. A văzut potențialul care este în el, în tânărul acesta. I-a păsat de el. Ar fi dorit așa de mult ca să-L urmeze pe Iisus Hristos și îi spune acestui tânăr, un singur lucru îți mai lipsește. Mai este un singur lucru de care ai nevoie. Și mă gândesc că inima lui a explodat de bucurie extraordinar dacă le-am păzit pe toate și mai trebuie să fac doar un singur lucru, nicio problemă. Îl fac. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, știi ceva? Du-te acasă. Vinde tot ceea ce ai, dă la săraci, ia-ți crucea și urmează-mă. Un singur lucru. Și a început tânăr să socotească câți bani am pe cart, câți bani am pe șparbuc, mașina, BMW-ul, ce fac cu ea. A început să se gândească la nenorociții aia care trăiau de pe o zi pe alta și nu aveau ce mânca. Și a început să-și imagineze cum ar arăta să ia toate acestea și să le dea săracilor. Și apoi să urmeze următorul lucru, provocare pe care face Domnul Iisus Hristos și spune, ia-ți crucea. Și se predică mult despre cruce în bisericile noastre și la unii crucea e nevasta, la alții boala, cancerul, la alții crucea e familia mare și oamenii dau interpretări foarte populare crucii. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că nu e adevărat. Nu e asta crucea. Crucea, știți ce înseamnă crucea? Crucea înseamnă, foarte simplu, voia omului care este răstignită față de lume și acceptarea voii lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este verticală. Ceea ce Dumnezeu ne trimite de sus, voia Lui, descoperirea voii lui Dumnezeu. Asta, orizontală, e voia noastră. Noi ne uităm în stânga și în dreapta și vrem și ne dorim lucruri și tânjim după ele și muncim de dimineață până seara.
Și Dumnezeu îi spune, dacă vrei să mă urmezi, trebuie să-ți iei crucea, să-ți răstignești firea pământească în fiecare zi, adică să nu faci ceea ce-ți place ție, să faci ceea ce-mi place mie, să poți spune, aleg să fac voia ta, Dumnezeule. E adevărat, dragii mei, de multe ori a face voia lui Dumnezeu nu-i simplu. Nu-i simplu, te va costa timpul tău, te va costa poate pasiunea vieții tale, te va costa hobby-ul tău, te va costa bani să faci voia lui Dumnezeu, te va costa timp. Dar nu este mai mare binecuvântare decât să ai siguranța că ești în locul și în timpul lui Dumnezeu. Ce mare har a pierdut tânărul acesta! Dacă este ceva care îmi doresc și mi-am dorit dintotdeauna gândindu-mă la vremea Domnului Iisus, a fost, Doamne, de mic copil, dacă aș fi putut să fiu acolo măcar o dată, să ascult o predică de-a Domnului Iisus Hristos, să-L văd măcar o dată, să stau în prezența Lui. Tânărul acesta a avut ocazia să-L întâlnească pe Iisus Hristos. Tânărul acesta a avut ocazia să asculte cuvântul Domnului Iisus Hristos. Tânărul acesta, nu doar că a ascultat, și a avut parte de o chemare specială și Domnul Iisus i-a spus, lasă și vină în echipa mea, vină după mine. A stat câteva clipe și ne spune cuvântul că Iisus a uitat țintă la el. Nu știu cum a fost ochii lui Iisus Hristos, dar s-a uitat țintă la el și a spus, vină. Cred că ucenicii în momentele alea au nimnit. Au stat și parcă au vrut să savureze momentul acela și așteptau răspunsul tânărului. Și tânărul, în loc să-i răspunde Domnului, a întors spatele așa. Un tânăr pe care Iisus l-a iubit, un tânăr cu care Iisus a stat personal de vorbă, un tânăr căruia Iisus i-a oferit viața veșnică. Și el a întors spatele și a plecat. Și atunci, ucenicii au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, cine poate atunci să fie mântuit? Pentru că Domnul Iisus Hristos le spuseseră mai degrabă, va trece o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Aș vrea acum să vă provoc toți bogații să ridice mâna sus. Aveți? 2, 3? Aveți câțiva? Aș vrea să mă întreb care e definiția bogatului. Dacă mă compar cu Hanții și eu sărac. Dacă Hanții se compară probabil cu vecinul lui, își dă seama, bă, și eu sărac, ăsta e mai bogat decât mine. Haideți, ajutați-mă! De la ce sumă este cineva bogat? Ce trebuie să aibă cineva să fie bogat? Nu e așa de important câți bani ai. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că suntem bogați toți. Amin. Suntem binecuvântați de Domnul. Domnul ne-a dat toate lucrurile de care avem nevoie încât putem binecuvânta pe alții. Întrebarea este, care-i atitudinea inimii mele față de bogății, față de bani? Pentru că nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea banilor, dragii mei, dacă iubești. Și pe bani poți să iubești și dacă nu-i ai. Să fii sărac, lipit și totul să iubești și să nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă bine la lucrul acesta. Gândiți-vă bine, dragii mei, și mulțimea banilor nu-ți dau fericirea. Fericirea este să știi că ești în voia lui Dumnezeu. Viața veșnică să-L cunoști pe Dumnezeu, pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis El. Pentru că Iisus Hristos a venit pentru tine, dragul meu. Iisus Hristos a venit pentru cei care sunt astăzi îmbrăcați în haine albe.
și rugăciunea lui Iisus, stând pe cruce și arătându-ne cum pot accepta voia Tatălui, deși nu i-a fost ușor, ca și Fiul al lui Dumnezeu coborând din slavă pe pământul nostru, luând robia roabă. Așa cum am auzit și în poezia cele 7 bătălii, hulit, scuipat de creatura mâinii sale, a ales, a ales să stea în grădină și să spună: Tată, paharul ăsta e prea plin de amărăciune. Tot păcatul omenirii, toată scursura păcatului omenirii era în cupa aceea care stătea înaintea Domnului. Și a spus: Doamne, dacă se poate, dacă există o altă cale, fă să treacă paharul acesta de la mine. Dar Iisus a oprit și a spus: Tată, nu voia mea, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Îmi doresc așa de mult ca fiecare dintre noi să poată spune: Doamne, facă-se voia ta în viața mea. Dar vreau să te previn, dragul meu, și să te avertizez: dacă vei spune voia ta să se facă în viața mea, s-ar putea să fii răstignit, așa ca și Domnul Iisus Hristos. Și va trebui să fii răstignit în fiecare zi, în firea ta pământească, poate și în mod fizic. Va veni o vreme când probabil că vom băți și noi, așa ca și cei din Irak, ca și cei din Iran, care plătesc cu viața lor, ca și cei din Africa. Este bine încă în Germania avem libertate. Avem harul să ne întâlnim în biserici, dar vreau să vă spun, va veni în curând prigoana. Va veni în curând vremea când va trebui să dai socoteală pentru credința ta, dacă este una veritabilă. Aș vrea, dragii mei, să ne apropiem de încheiere și aș vrea însă să stăm în prezența Domnului. Aș vrea să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească inimilor noastre. Aș vrea să înțelegi, dragul meu, că Iisus Hristos, despre care am început să vorbesc, ales, stând acolo pe cruce, să rostească rugăciunea: Tată, iartă-i! Tată, iartă-i că nu știu ce fac! Erau oameni care, așa ca și noi, stăteau în biserică. Noi stăm în biserică, ei stăteau acolo la cruce și se uitau. Și unii batjocoreau, alții strigau, stăteau unii nepăsători, alții își băteau joc, alții aruncau zarurile pentru hainele lui, stăteau nepăsători. Și Iisus se ruga și spunea: iartă, Tată, că nu știu ce fac. Rugăciunea lui Iisus este și pentru tine, dragul meu. Și Iisus Hristos a murit și pentru tine pe crucea de la Golgota. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să-ți atingă inima. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să îți vorbească personal. Ai venit aici în biserică și nu știu care sunt așteptările tale. Nu știu care sunt lucrurile cu care te confrunți. Nu știu care sunt întrebările tale. Nu știu cum vrei să pleci de aici. Dar ceea ce știu este că Iisus Hristos este astăzi, în 13 iulie 2014, în Biserica Betel din Biblie. El este aici ca să-ți atingă inima. El este aici ca să-ți vorbească. Probabil că ai simțit atingerea Duhului. Probabil că Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Probabil că Iisus te-a chemat astăzi. Probabil că spui în inima ta: Doamne, aș vrea și eu viața veșnică. Doamne, aș vrea într-o zi să mă întâlnesc cu Tine. Doamne, m-am săturat de mizeria păcatului în care sunt înfrânt în fiecare zi. Și dacă ești înfrânt de păcat, și dacă diavolul te minte, și dacă vii aici și n-ai pace în inima ta, tânăr și tânără, aș vrea să spun că Iisus Hristos a biruit la Golgota și tu ești liber în Hristos. Și lanțul care te leagă poate cădea în această zi. Și tu poți să ai libertate în Hristos. Tu poți să fii un om nou, transformat, schimbat, asemenea lui Iisus Hristos. Tu poți să spui: Doamne, te primesc și vreau să merg cu Tine mai departe. Sau poți să-i întorci spatele Domnului și să pleci trist. Aș vrea să ne ridicăm în prezența Domnului. Aș vrea să ne pregătim inimile să stăm înaintea Lui. N-aș vrea să fie ceva doar emoțional, ci vrea să ai șansa să poți să stai de vorbă cu Domnul. De multe ori venim în biserică și spunem Domnului: Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, vindecă-mă.
Doamne, dă-mi banii de care am nevoie. Doamne, dă-mi casa de care am nevoie. Și apoi întoarcem spatele și plecăm. Iisus are să spună ceva astăzi. Deschideți urechea și deschideți inima și ia aminte la ceea ce spune Iisus. Tânărul i-a spus, dacă vrei să fii desăvârșit, o provocare a excelenței. Sunt atâția oameni care vin la biserică și rămân în mediocritate și spun, dacă odată am făcut un legământ cu Domnul, dacă odată am spus da Domnului, e ok, mă voi duce în cer, voi avea viața veșnică. Vreau să spun, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu în mod personal, dacă nu este El stăpânul vieții tale, te înșeli. Dumnezeu caută excelența. Dumnezeu i-a spus tânărului, ia-ți crucea și urmează-mă, vin de tot, desparte-te de tot ce te leagă, fii plin de pasiune pentru Dumnezeu. Dacă vrei să fii desăvârșit, sunt doar oameni care caută excelența, oameni care vor să fie desăvârșiți, oameni care vor să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Aleluia. Cuvântul lui Dumnezeu spune, tinerilor, spune celor care îl caută pe Dumnezeu în mod sincer, temelia tare a lui Dumnezeu stă nescuduită având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui și provocarea imediată pentru noi și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dacă cineva, versetul 28, se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Ești omul acela care dorești să fii destoinic pentru orice lucrare bună la dispoziția lui Dumnezeu? Mă rog ca Dumnezeu să-ți atingă inima. Aș vrea dacă este cineva astăzi, în această zi, chiar dacă-i târziu, și dacă este cineva care are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, aș vrea să te rog să ridici o mână acolo unde ești. Dacă Duhul lui Dumnezeu te-a atins, dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit și crezi în puterea sângelui care a curs pe crucea de la Golgota, crezi că El te poate atinge și aduce eliberare în viața ta, vrem să ne rugăm pentru tine. Dacă este cineva care vrea să-L primească pe Iisus Hristos în inima Lui, de asemenea vrem să ne rugăm pentru tine. Vreau să fie un timp în care să poți veni la crucea Domnului Iisus Hristos. Este o cântare care spune, mai este loc la cruce. Este loc și pentru tine, dragul meu. Și Iisus Hristos te așteaptă. Și Iisus Hristos îți spune, te iubesc. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință în acest zi. Nu la trăi mai departe în păcat. Și la te sfinți, la trăi în voia lui Dumnezeu. Provocarea cuvântului lui Dumnezeu este una, așa cum spuneam, care ne duce înspre excelență. Și Ioan scria în 1 Ioan la capitolul 2 cu versetul 6, cine zice că rămâne în El? Câți dintre noi nu zicem că rămânem în Hristos? Dar dacă zice cineva că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos. Trăiești ca și Hristos? Dragii mei, hai să luăm lucrul acesta ca și o promisiune. Ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu este o promisiune pentru noi. Tu poți trăi ca și Hristos. Și știți cum a trăit Hristos? Biruind păcatul. El n-a fost biruit de păcat. El a biruit păcatul. Și în Hristos poți să biruiești și tu. Haideți să venim în cântare și în acest timp, dacă este cineva care dorește să ne rugăm pentru El, pentru iertare, pentru a-L primi pe Domnul în inimă, să vină aici în față și vrem să ne rugăm pentru El. Și Duhul lui Dumnezeu cred că-L va atinge. Aleluia! Când te cunoșteam, te cerul la Iisus a fost sfințit. Ce haine noi m-ai dăruit, Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să urmezi în fiecare zi, până-n ziua când la cer.
poziția ta. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmesc în fiecare zi. Până ziua până cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Amin de mare har mi-ai dăruit ca să-mi slujesc tot nimic. Doar singur rog mi-ai însemnat tu, Domn al vieții. Fiecare dintre noi se poate spune, Doamne, sunt aici. Ne vom ruga, vom sta în prezența Domnului. Eu cred, chiar dacă n-a venit nimeni aici în față, cred că Duhul lui Dumnezeu a vorbit atunci singur. Este o șansă pe care Dumnezeu ți-o dă, este ceva între Dumnezeu și tine. Bali, n-am mai avut șansa să mai fie încă o duminică împreună cu noi. N-am mai avut șansa nici să fie îmbrăcat în haine albe. Dar astăzi este ziua în care Dumnezeu poate schimba vieți. Este ziua în care Dumnezeu poate da un destin nou. Este ziua în care poți întoarce spatele lumii. Să-i spui lui Iisus, aleg să te urmez. Aleg să fac voia ta. Aleg să venim în rugăciune înaintea Domnului. Vă mulțumim că ați avut răbdare până acum. Haideți să stăm ridicați. Este o lucrare deosebită. Mărturisirea credinței în apa botezului și vrem să ne rugăm pentru lucrul acesta. Cerem binecuvântarea Domnului peste ceea ce vom face în continuare și El, prin Duhul Sfânt, să călăuzească lucrurile mai departe. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, Doamne, în numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos, stăm în această zi, Doamne, care este binecuvântată de Tine. Stăm în prezența Ta în continuare și vrem să-ți mulțumim, da, pentru bunătatea Ta nespus de mare, pentru îndurările Tale care s-au înnoit astăzi față de noi, pentru dragostea Ta nespus de mare care ți-ai arătat-o prin faptul că atunci pe când noi eram încă păcătoși, Tu ne-ai iubit mai întâi. Și Domnul Iisus Hristos, din dragoste pentru fiecare în parte, și-a întins mâinile pe lemnul crucii, vrem să-ți mulțumim. Vrem să-ți mulțumim, Doamne, căci mărturia Ta este și astăzi între noi. Amin, amin. Și-ți mulțumim, Tatăl nostru, pentru acești cinci care s-au hotărât să Te slujească și să Te mărturisească pe Tine în apa botezului. Binecuvântă-i în continuare până în fiecare în parte, Doamne. Îi încredințăm în mâna Ta, Doamne, și noi ca slujitori, ca și biserică. Dă-ne înțelepciune, Doamne, să ne știm ocupați în ei. În numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos, dorim ca învățătura care o să o primească în această casă, în această biserică, să fie o învățătură curată, să fie o învățătură, Doamne, care să-i conducă la o viață de plină, la o viață de sfințenie, după cuvântul Tău. În numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim.
Toate le-am cerut în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Vă rog să vă reașezați. Aște căluar, vă rog foarte respectuos să lăsăm liber copilași. Vă rog să vă retrageți pe sub. Pe culoar să rămână liber culoarul, Vasile. Să rămână liber culoarul. Nu de altceva, dar o să treacă pe lângă dumneavoastră și să vă ude. Okay. Invităm în apa botezului pe Jennifer. Este un moment deosebit, atât ca și tată, cât și ca slujitor, ca și pastor în această biserică, ca să boteze copilul în apă. Este un moment extraordinar, plin de emoție și mă rog Domnului ca Domnul să facă lucrurile astea cât mai multe. Amin. Jennifer este unul dintre cei patru copii care Dumnezeu ne-a binecuvântat, este al treilea, la o vârstă aproape de 17 ani, când dorește să mărturisească pe Domnul Iisus în apa botezului și se hotărăște să slujească pe Domnul Iisus Hristos. Jennifer, crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine? Da, cred. Crezi că El ți-a spălat toate păcatele? Da, cred. Și cât timp te-ai hotărât să-L slujești? Toată Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Pe baza mărturiei tale, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. M-am hotărât să-L urmezi pe Iisus. M-am hotărât să-L urmezi pe Iisus. Abia intrat în apa botezului și aș vrea să îți fac un pic mai greu decât la Jennifer. Aș vrea, înainte de a spune întrebările care noi suntem obișnuiți, să îmi răspunzi la întrebarea ce înseamnă Domnul Iisus Hristos pentru tine? Ce este El pentru tine? Iisus pentru viața mea. Domnul să facă să fie totul pentru tine și dacă vei avea pe Hristos, vei avea totul. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu Tatăl ne-a dăruit împreună cu Hristos toate lucrurile. Așa mă rog să fie viața ta plină de Hristos și plină de harul lui Dumnezeu. Este un moment deosebit și pentru Nicu și în moment ce spunea aceste cuvinte, m-am gândit că în urmă cu o lună și câteva zile, la 1 iunie, băiatul nostru, întâiul născut în familia noastră, Raul Daniel, a intrat în apa botezului și a spus, da, celălalt. Este un sentiment extraordinar ca și tată să-ți poți boteza propriul fiu. Mă rog ca Domnul să-ți dea putere și să o faci mai departe. Ca și tată și ca și slujitor, e o mare bucurie să poți să fii alături de oameni care își fără viața Domnului. Aș vrea să te întreb, dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da,
Crezi că El a murit și pentru păcatele tale la crucea de la Golgota și că prin jertfa Lui, prin sângele Lui, păcatele tale sunt iertate, că tu ești îmbrăcat în neprihănirea Lui Hristos. Aș vrea să te întreb, până când ne simți legământul acesta pe care îl faci astăzi înaintea cerului, înaintea bisericii, înaintea familiei, până când vrei să ții legământul acesta? Dumnezeu să-ți ajute pe baza mărturiei tale, baza credinței tale. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. În urmă lumea, înainte-i cruza, în urmă lumea, înainte-i cruzul, în urmă lumea, înainte-i cerul, și înapoi eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. Slăbiți să fie Domnul. În apa botezului întreagă în El, Domnul să binecuvinteze. Câți ani are? 21. Mulți înainte cu Domnul Iisus Hristos. La o vârstă destul de fragedă s-a hotărât să-L slujească pe Domnul și să-L măturisească în apa botezului. Amin. Amin. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a murit la Golgota și și-a dat viața pentru păcatele tale ca tu să fii iertat? Da, cred. Crezi că sângele Lui te poate curăți de orice păcat? Da, din toată inima. Slăviți să fie Domnul. Cât timp ești decis sau cum te-ai gândit? Poate până la căsătorie. Poate știu eu, un an, doi, trei. Sau cât ai hotărât sau cât ești decis să slujești pe Domnul Iisus Hristos? Până la moarte. Lăudați să fie Domnul. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturiei tale, înaintea cerului, părinții tăi sunt de față, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am hotărât să urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus, și înapoi eu nu voi da, și înapoi Tatăl Adrian. Amin. A intrat în apa botezului și nu se apne și așa ușor. Ce voi să ai, Adrian? 39 de ani. Dumnezeu să-ți dea mulți ani înainte cu El și binecuvântarea Lui. N-ai 21, n-ai 19 ani. Aș vrea să ne spui astăzi, în câteva cuvinte, ce te-a determinat să îmbraci astăzi o haină albă și să fii gata să spui da cerului? M-a determinat, în primul rând, vreau să să-mi spele păcatele și vreau să nu mai trăiesc numai de păcatea care am trăit-o și să îi slăvesc numai Lui Iisus, împreună cu familia mea, împreună cu soția mea și doi copii. Amin. Și împreună cu biserica și să slăvim în continuare Lui Dumnezeu. Amin. M-a determinat și soția mea, pe care vreau în primul rând să-i cer iertare, vezi? Da, casă, pe care n-am zis cine acum. De păcat în care am trăit. Și îți mulțumesc cerului că Dumnezeu m-a venit vremea
și m-a adus. Și a zis, gata, spune-i, nu păcatul lui. Și spune, da, vieții, legea. Amin, amin. Și a zis, să-i mulțumesc și părinților mei, care nu sunt aici și ei sunt întoarși la Dumnezeu. Și ca tot fiu, mulțumesc nații mei și naturile mele, care Alleluia. Sunt alături de mine, mulțumesc. Amin, amin. Adrian, faci bucurie bisericii Betel, faci bucurie părinților tăi care sunt sigur că s-au rugat mult pentru tine. Și odată sunt astăzi aici și te mărturisesc și te botez este pentru că am avut o mamă și un tată. Că atunci când eram departe de Dumnezeu, au strigat către Dumnezeu și de multe ori veneam cu ziua acasă. Și auzeam cum se roagă în dormitor. Rugăciunea lor de la Doamne, mai avem un copil care e departe de tine. Doamne, adu-o ziua să-l vedem și te-ai întors, să-l vedem în tine. Mă rog ca Dumnezeu să te crească în cunoașterea lor, să te folosească, să fie o mărturie pentru oameni și o bucurie pentru cer în toată zilele vieții tale. Mă rog ca Dumnezeu să te facă de sărășit pentru orice lucrare cu oameni. Adrian, deja ne-ai spus, dar vreau să te mai întreb încă o dată. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Amin. Crezi că El a venit în lume ca să moară pe crucea de la Golgota, ca jertfă și pentru păcatele tale și că în jertfa Lui, în sângele Lui, toate păcatele tale, tot trecutul tău, este spălat și înnoit? Da. Aș vrea să te întreb, legământul pe care îl faci, nu este doar un act public, este un legământ pe care îl faci cu Dumnezeu până când vrei să ții legământul acesta. Toată viața mea de acum încolo și în veșnicii. Amin. Ai răspuns corect la aceste întrebări, așa să facă Dumnezeu în viața ta. Pe baza mărturiei tale, pe baza credinței pe care ai mărturisit-o cu gura ta în fața cerului și în fața multor martori, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. În urma-i luna, înainte-i Dumnezeu. În urma-i luna, înainte-i Iisus. În urma-i luna, înainte-i cerul. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Renunța lume, la lumea. Slăviți să fie Domnul pentru Răzvan. Amin. Răzvan care alături de cei patru, al cincelea din ziua de astăzi, care s-a hotărât să slujească pe Domnul și să mărturisească pe El în apa botezului. Domnul să te binecuvinteze. Amin. 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 Când ai venit în biserica la Betel? Înainte de Paște. Deci nu este chiar așa de demult. Sigur că provine dintr-o familie credincioasă, dar credem că Domnul a lucrat în viața ta și ți-a vorbit aici în biserică. Amin. Lăuda să fie Domnul. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da, cred. Te-a influențat cumva părinții sau zis, dacă tot mergi la biserică și este botez, totuși botează-te? Nu. Slăvi să fie Domnul. Este credința ta personală? Lăuda să fie Domnul. Crezi că prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin sângele care și-l-a dat, ești spălat și curățit de orice păcat? Da, cred. Amin. Cât timp ești hotărât să slujești pe Domnul Iisus? Nu, de zice. Slăbi să fie Domnul. Domnul să te binecuvinteze, să-ți ajute, să-ți păstrezi mărturia în continuare. Pe bază mărturiei tale care ai depus-o, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. M-am hotărât să-i urmez pe Iisus. M-am hotărât să-i urmez pe Iisus.
Laudat să fie Domnul! Programul încă nu s-a încheiat, ne permite să ne retragem din nou, să ne schimbăm și noi. Și noi ne-am udat puțin, o să ne schimbăm, o să revin la loc, o să felicităm pe cei cinci, iar apoi încheiem timpul de părtășire din această zi. Domnul să ne binecuvinteze, putem să cântăm în continuare. Haideți, vă rog, veniți aici. Deci ce-am pregătit ca și biserică, este un act, un certificat de botez prin care noi arătăm că ei sunt botezați și invers, ei pot să, în momentul în care doresc să se înscrie undeva într-o biserică, dar nu numai, este un act care cred că are valabilitate și o să aibă, dar mai mult atâta este faptul că voi ați avut o atitudine corectă și v-ați botezat prin credința Domnului Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să ne mânăm, deci, cum am zis, un certificat de botez și o mică atenție din partea bisericii, ceea ce noi am pregătit și un bucățel de flori. Domnul să vă binecuvinteze. Jennifer? Flavia? Vrem să mulțumim Domnului pentru timpul de părtășire care am avut până aici. A fost un timp binecuvântat. Lista este deschisă pentru următorul botez. Cei care s-au hotărât și vor să mărturisească pe Domnul în apa botezului, contactați-ne, luați legătura cu noi. Pregătirea este, trebuie să fie înainte și dorim ca toate să se facă spre slava lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați. Toți vrem să mulțumim Domnului pentru timpul care l-am petrecut până acum, iar în final îl rog încă o dată pe fratele Dan Ghiț să mulțumească personal Domnului pentru timpul din această zi petrecut în casa Domnului. Amin. Tatăl Ceresc, stăm în fața măreției tale și la sfârșitul acestui timp vrem să spunem din toată inima mulțumim, Doamne Dumnezeu. Mulțumim că de dimineață ai fost aici. Mulțumesc pentru că ai ascultat rugăciuni, Doamne. Mulțumesc că ai primit cântarea de laudă, Doamne. Mulțumesc că ai atins inimi, Doamne. Mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, și vrem, Doamne. Amin. Să te rugăm, vino cu noi când vom pleca din locul acesta, Doamne. Mă rog pentru cei cinci, Doamne, care au făcut astăzi un legământ cu Tine, Doamne, binecuvintează. Doamne, revarsă harul Tău peste viața lor și fă-i statornici, Doamne. Crește-i în cunoașterea Ta, Doamne, Dumnezeule, și fii totdeauna cu ei, Doamne. Mă rog, Doamne, ca numele lor să rămână scris în cartea vieții, Doamne, și în ziua întâlnirii cu Tine să le spui fiecăruia, vino rog bun și credincios. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi biserica Ta de aici, Doamne, să o faci cu adevărat un Betel, Doamne, un loc al prezenței Tale, Doamne, un loc în care Duhul Sfânt să lucreze. Să binecuvintezi familiile, Doamne, Dumnezeu, să fie păzite în Hristos Iisus. Să binecuvintezi părinți, Doamne, să binecuvintezi copii, Doamne, Dumnezeule, și mă rog, Tată, tot mai mulți oameni să te cunoască pe Tine și să vină la lumina adevărului Tău.
Tată Ceresc, vrem să ne încredințăm în brațul Tău și Te rugăm, rămâi cu noi și în toate. Slava, cinstea și gloria să fie doar a Ta în veci de veci. Amin. Amin. Thank you.